Sport în comunitate Cu Razvan Ursuleanu și Mario Soare Și suntem live în comunitate, ediție sportivă aici pe București FM 98,3 Vineri, așa că eu și Răzvan Ursuleanu vă propunem un nou invitat în emisiunea noastră Așa cum v-am obișnuit să ne axăm pe sporturile din România care merită promovate mai mult decât sunt uh, deja pentru că ne aduc uh, performanțe uriașe. Am putea spune, te salut Răzvan, bine te-am te regăsit. Mare, bine te-am regăsit și pe ascultător de asemenea. Uh, și astăzi discutăm despre uh, tir sportiv, dar o altă parte din tirul sportiv, mai exact despre pistolul cu aer comprimat. Uh, l avem invitat uh, în studio aici pe Luca Joldea, campion mondial la uh, proba de pistol cu aer comprimat de la 10 Neometrii la juniori anul acesta. Bine ai venit, Luca, mulțumim că ne-ai acceptat invitația Bine și felicitări. Găsit. Bine, Bine venit. v venit. am găsit, mulțumesc de invitație. Cum e să fii? Trebuie să întreb chestia. Asta da, a da. Va. Cu asta deci începem. Și cum e să știi, mergi pe stradă, așa, și știi că ești campion mondial, așa. Adică, mie mi se păpă bune, mergi pe stradă, și așa, te duci să cumperi la, nu știu, la un supermarket. Și tu, intri acolo cu coșul, păi ești campion mondial. Adică, mie mi se pare că pentru o țară, să fii un campion mondial, ca. Pent care câștigă medalia de aur Pentru el firește, dar și pentru țara respectivă O pune pe O pune pe hartă încă o dată, e exact. mai două culoare Și de indiferent Toată lumea să spună bună ziua domnule campion mondial Să se țină după el și să-i mai zică de trei ori și... și vă mulțumim pentru că dacă noi cei mai mulți Nu facem nimic, doar plătim facturi. Vine câte unul care ne ia pe toți, că de fapt pentru, și pentru noi. Ne ia pe toți și ne pune și pe noi pe harta. Aia. Și știi ce e important? Deci, cu de... De zi, zi, faptul că, indiferent de disciplina sportivă, să fii campion mondial e o reușită extraordinară. Și asta contează. Cum? Cum, cum cântărești Te această presiune? M-am obișnuit, este un sentiment grozav. Nu realizezi pe moment, deci chiar psihic nu realizezi. Ulterior realizezi, de fapt, că bă, ești campion mondial. Deci, ești pe locul unu dintre din atâția trăgători. Și reuși să te perfecționezi și mai mult. Deci, din, de ce? Gândiți-vă așa. Că nu e doar dintre trăgătorii care sunt profesioniști. din Pe planeta asta, asta cât suntem? Parcă ne făcurăm 8, 8 miliarde, nu? Cam așa, deci. Ceva, din 8 așa. miliarde de oameni, foarte mulți se apucă de tir. Dintre ei, o parte din ei mică ajunge să facă tir la un nivel profesionist și câștigă da. campionatul balcanic sau campionatul național, faza pe sector. Sau chiar sau și din ăștia ocupă, o competiție mai are, ceea ce e foarte important. Inferioră. Din ăștia o categorie și mai mică, 5% ajung să fie campioni, de exemplu, ba -ă, balcani sau europeni. Și vine câte un domn, cum ar fi Luca, și care el este, nu e procent, e singurul care e campion mondial. Deci el este campion mondial al acestor miliarde de oameni exact. și-a tras cu arma. N-am fost campion mondial și aș spune... <laughs> Slavă Domnului pentru vecini, nici nu o să fiu vreodată Răzvan, că era să jale. Să cree un context pentru cei care poate nu știu sau au aflat mm -hmm. informații insuficiente legate de această performanță. Luca Jolde a participat anul acesta la campionatul mondial din Peru, din Lima, s-a jucat în capitala țării, la pistol cu aer comprimat de la 10 metri la, la junior și a câștigat finala. Ai depășit un trăgător din da. din Taiwan, plus ai atins un personal best și un record mondial la da. juniori, prin, prin punctajul pe care l-ai înregistrat. Cum, cum au fost acele momente trăite de tine, imediat, de după competiție și imediat după ce ai realizat că ai făcut acest pas uriaș în cariera ta? M-am bucurat foarte mult, vă dați seama, în special pentru că mi-am demonstrat mie că pot și pot să mai urc, pot să mai urc, la fel și în finală. Am intrat bazat, ca să spun așa, mm -hmm. Am știut ce am de făcut, am făcut ce am fă făcut în probă, am încercat să repet aceleași chestii pe care le-am făcut în probă și eu zic că mi-au mi ieșit, am făcut și record de european pe finală. 589 de puncte și maximul Răzvan este de 600, deci a fost la 11 puncte de a atinge maximul din <coughs> această probă. Ai uh, nimerit 11 noar din 60. Da, da. Restul a fost de care. Cum s-a când ajuns în finală? Asta mă gândesc, pentru că mi-amintesc că, așa interviuri luate de-a lungul vremii uh, unor campioni mondiali, europeni și așa mai departe. Și uh, uh, sentimentele sunt diferite. Unii ajung în finală și cumva nu se sperie, că sunt profesioniști, dar sunt ușor copleșiți și spun, mamă, unde am ajuns. Așa e, alții, cum să gestioneze momentul da, acela. Alții, când ajung acolo, știu că e locul lor, să uită la ceilalți, <laughs> exact cu privirea aia, cât mai sunteți, cinci ai mei sunteți băieți. Ați ajuns până <laughs> aici, pe de cu jocul da, medalia aia mea. <laughs> Faci parte din una din aceste categorii? De, de data asta, da. Chiar am reușit să-mi stăpânesc emoțiile și să fac ce știu în schimb la am mai avut finale europene, mondiale dar am fost la început ca să zic așa și n-am prea reușit să mă obișnuiesc cu emoțiile și cu starea de finală pentru că la noi și la noi în România se trag finale, campionate naționale și așa, dar nu se compară cu nu este la la rang cu mondialele emoțiile Evident, afectează nemișcarea mâinii? da, afectează, pulsul în special bătăile inimii, afectează, da Concentrarea afectează mult La noi este un sport de precizie și de atenție Uite, ca mai să, să introducem mai bine publicul în această discuție Și în lumea sportului pe care îl practici tu Explică-ne puțin cum decurge rutina de dinainte să, să lovești la țintă Care sunt mișcările pe care le faci? Cum ți arma? Păi ajung în poligon Mă duc să-mi caut un loc pentru încălzire mișcări ale brațelor, încălzire ca și înainte de gimnastică, să spun așa. După aceea fac securi, securi însemnând fără alică, în cazul ăsta, pe țeavă. Deci doar pentru uh, intrarea în mână, să spun așa. Pentru alinierea aparatelor de ochi, anume cătarea este în vârful țevii și înălțătorul în spate. Să mă obișnuiesc și cu starea de concurs, uh -huh. să văd atmosfera și... De acomodare. Da, ex exact, de acomodare. Practic un exercițiu pe care da, îl faci exact. Înainte. Și ulterior intru în probă. Îți avem... studiezi adversarii sau? Nu. nu. Eu mă gândesc pe mine, la... mă gândesc la mine. Uh -huh. Sportul acesta este mai mult de să reușești să te bați pe tine. Exact asta voiam să te întreb, pentru că a adus Răzvan vorba. E atât de importantă studierea, uh, raportarea la adversari și la stilul lor uh, în, uh, în sportul pe care îl faci tu față de celelalte sporturi sau este mai puțin importantă? Pentru că până la urmă depinde de execuția de, ta. Da, nu? Exact, exact. Deci de, depinde mai mult de tine. Pentru că la competiții de nivelul acesta toată lumea știe să tragă de car, adică în centru în 10. Îmi place logică, Hagi. De car. Mm -hmm. Ideea este că sunt 60 de decari maxim și ideea competiției este să reușești să te perfecționezi pe tine, să tragi cei mai mulți decari, adică execuția focului să fie de 60 de ori dacă se poate. Ce, ce dimensiune are cerculețul de 10? Că nu-mi dau seama. Uh, 11,5 milimetri. Incredibil. Și, de, -ți trebuie de aproape. Și tu ai nimerit de 11 ori în, uh, acum la Lima. Nu, 11. nu are, da, este mai mare. Și calibrul Alice este de 4,5, este mică, 4,5 deci, mm. un centimetru și un pic. Da. Și de care ai avut, ai tras? Da. Acum? Pe restul. Restul de restul. La, Da. Și muște, muștele sunt de care interior, cum ar fi. Deci este cercul, este un cerc și un cerc și mai mic de diametru Alicei. De 4,5 mm. Da, așa, a, a, așa se spune. Se consideră 10 puncte chiar dacă tu atingi cu alica respectivă tragi să zicem așa, ochiometric e 9. Dar dacă muști puțin, e ca la gol, știi, când se calculează, trebuie să intre mingea da, complet da, da, da. în poartă. Dacă exact, mai atinge conferința. puțin, da, nu da. e gol. La fel și aici, dacă atinge cercul pentru 10, se pune 10, nu? Da, deci dacă atinge cercul, indiferent cât din alic atinge, se pune cât 10. prinde din el, da. da. Ideea este că sunt și cu zecimale. Deci cel mai depărtat de care este 10,0. Aha. Și de la 10,0 cel mai bun foc este fix în centru, adică A, deci 10. Se face departajarea și așa dacă egalitate de finală. Puncte. Doar, la, Doar finală. la finală. la finală se trage și cu zecimale. Wow. Deci și uh. de la 1 până la 10 și se mai adaugă și zecimale. Este cel mai mare foc este 10,9. Deci perfect în centru țintei. Mă uitam puțin peste ce ai reușit la acest campionat mondial din, din, Peru și nu ai venit cu o singură medalie de acolo, pentru că în afară de cea mai prețioasă distinție, cea de aur, ai obținut și alte două medalii, una de argint și una de bronz. Plus record. Plus recordul stabilit. Aș vrea să punctăm puțin cum a fost momentul obținerii medaliei de argint, pentru că s-a schimbat distanța de la care ai tras, ai lovit de la 50 de metri. Care este diferența? Cum tu această diferență? Ce distanță preferi între cele două? Eu... Și să ne spui puțin și despre <coughs> țintă, rămân identice sau totuși la 50 de metri sunt un pic mai mari? Uh, deci e, toată lumea crede că este la scară, deci se multiplică de 5 ori. Ideea este în următor, dacă se calculează efectiv de carul la liber, liber se cheamă proba de 50 de metri, pistol liber pentru că nu există reglementări. Deci se poate face orice pistole Decarul este, este foarte mare comparativ cu cel de aer comprimat. În schimb. Ar fi fost culme să nu fie. Da, exact. <laughs> În schimb, calculat la distanța respectivă, cel de la aer este mai mare procentual decât, procentual da, decât da, da. cel de la liber. Ok. Ok. Uh, Practic, eu prefer aerul comprimat normal, este mult mai ușor decât liberul. Liberul, practic, este de 5 ori mai greu cum ar veni, da. ca să spun așa. De 5 de metri. ori mai în spate, în spate, uh -huh, da, exact. locul de unde lovești. Și nu se schimbă nimic, tot cu o singură mână, tot la fel nu există suport sau nu te ajut cu nimic. Iar de tanta, de tanta este trăgaciul, practic, tot ansamblu. Are La aer comprimat are 500 de grame, greutatea care trebuie tras ca să plece focul, iar la liber nu este reglementată o greutate anume, în schimb se preferă foarte ușoare, maxim 100 de grame. Stai, Tu, tu de fapt spui în că la liber pot fi și arme, nu știu, confecționate, bine, exageră puțin, nu știu, artizanal, adică îți faci ce Proprieta armă dorești armă tu tu nu, și presiunea tu? pe trăgaci, poate să fie total diferită pe când aici, din ce povestești, pare a fi un pic standard. Sunt standard, da, deci la aer AR-500 de grame trebuie să țină de la 500 în sus se poate pune și un kilogram, și 23. nu contează. Dar nu se poate să coboare 500 de, de grame, da. Atinga acel prag și după A aceea acel funcție în funcție de sus cum de dorești și tu, da. cum simți tu arma. Iar la liber sunt pistoale la fel, doar că se trage cu glonț de 5,6. Este, este cu încărcare singur, un, câte un foc. La ce mă refer, că nu există reglementări. Cum am spus, la aer comprimat trebuie să, aibă, trebuie să aibă o anumită greutate, între 500 și 1 kg jumătate de pistol da. în sine, de tanta să fie de la 500 grame în sus, uh -huh. să nu depășească o anumită lungime pistolul la aer comprimat. Lungimea Pe standard când... cam cât este să le spunem și ascultătorilor? 20 de centimetri. Undeva pe acolo. Și a vin și la început și fac o probă, verifică, știu, testul antidoping, dar făcut pentru <laughs> da, exact, o inspecție, o inspecție da, a, și îi primești un app uh, build. Deci este o care se lipește pe armă și practic confirmi că este eligibil pentru asta, Este a aprobarea pe da, care exact. ți-o ofer da. Ai uh, mai la... multe arme? Să, întreb și asta da, ai da, mai da, multe da. arme sau ai una? Știi, eu tot mă gândesc că las, nu că acum este open Irlandei de Nord. Și uh, de foarte multe ori se spune aceeași poveste, că sunt jucători de snucări care de 20, de 25 de ani joacă cu acel tac. același. tac Și, și că... nu-l schimbă pentru că nu e vorba numai că s au obișnuit cu el, e un membru al familiei, adică așa nu, nu renunț la așa el. este, s-a creat o legătură da, cu acel un, Și numai, nici măcar nu au de rezervă. Și gândește-te că și de -aia uh, să în, tot în această uh, sferă a tirului sportiv, când l-am avut pe Francesco Țigănescu invitat, tot așa ne spunea, că a folosit o singură armă. Până la, și folosea o singură armă până la momentul respectiv Ca nu și acum, la Snooker Când ne spunea că are un taxă <coughs> exact, de exact, exact de la început da. Și că nu l-ar schimba tu, Cum e? Ai sau e o colecție? Uh, nu, nu, am, am într-adevăr de când am început Eu m-am apucat la 8 ani de tras uh, Am schimbat multe pistoale Sunt uh, patru firme principale Ca să spun așa Steyr este nemțesc Morin este elvețian Pardini italian Și Feinwerbau tot nemțesc. Dar poți să ai de la aceeași firmă, nu știu, trei pistoale. Da, se poate. Unul, știi cum e, unul e mai parcă e mai prieten cu pentru tine. Pentru, de de exact. pentru că ai auzit acum vorba de aceste branduri și de da. și că tot vorbim despre echipamentele care se folosesc la, la, sportul tău. Pe pagina de Facebook, nu uitați, suntem live și acolo în comunitate. Puteți vedea că pe masă există o trusă pe care Luca a dus-o da. cu el și te-aș ruga să, să deschizi chiar acum trusa da, și să ne, e, să ne explici e ce numele este lui, poți să, să arăt? Da, da, te rog, E lupte numele lupte lupte. lui scris pe trusă. Este o trusă de la o firmă din Elveția care, Elveția produce, care ochelari. produce ochelari de tras. E, o să... Noi, normal că vorbim foarte mult despre arme care sunt mai spectaculoase, dar ochelarii aceștia sunt parte integrantă din sport, și te rog să și ne o povestești despre ei. componentă importantă, da. Sunt ochelarii pe care i ai purtat la campionatul da. mondial. Da, da, da. Ei da. sunt obligatorii sau poate nu. să vină un concurent deloc. să spună, domnule, doar închid ochiul stâng nu, și ochiul face okay. turcul trage... care a jucat da. la jocul Absolut deloc. Absolut deloc. Se poate trage cu ambii ochi deschiși, cu te deranjează dacă o să te rog că tu porți ochelari da. să să-i pui și te să pentru că ești la camere să ne explici puțin. să ne explici puțin mecanismul lor. Deci acesta este obturatorul. Acesta se verifică, practic, am stickerle astea, se verifică... Care e mobil, da. Da, s-a... Acesta... să, arăt spre camera. Deci este un... Da, da, da Este e un obturator, aceasta se verifică lățimea, trebuie să fie standard. Aha. Deci astea se verifică. Dacă nu tragi cu ochelari și ai obturator, poate să fie făcut în orice material, nu contează. Și eu un carton tăiat. Deci dacă este pița. separat, nu se mai uh, ia nu, în considerare. Nu trebuie doar să fie lățimea aceasta. Am înțeles. Arată ca niște ochelari din filmele acelea cu spioni sau <laughs> da. filmele acelea de acțiune. <laughs> și arăt spre cameră. Da. Am văzut din prima secundă că ramele uh, sunt extrem de... Deci ca să poată să stea bine după urechi, Am sunt, exact. extrem, sunt ca exact. niște... Parcă da, da, da. de, uh, de da, e un de haine. E un umeraș din acela. Adică da. de ce sunt așa ca să fii sigur că nu-ți scapă, nu se mișcă da, sau nu de ce l-au gândit așa. Ele sunt flexibile. A, sunt flexibil, sunt okay. flexibile, ok. Și să nu cauzeze disconfort, să spun așa. Și acești ochelari se produc la fel pe mărime, în funcție de, da, și de mărime. și sunt și De câți uh, ani ai această pereche de ochelari? Nu, am de câteva luni. I-am recent. Aceasta este reglabilă, se poate... Tu ești stângaci. Da. De aceea și aceștia sunt făcuți strict. Cei de la Champion nu fac decât ori pe stânga, ori pe dreapta, se comandă anume. Poți să-i pui un pic să, ne, da. să vedem și să ne explici... Dar să nu scoți pistolul. Nu, 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 nu l-am adus pe acela. O luăm pas cu pas. O luăm pas cu pas. Da, da, da. da, Deci așa stau, se mulează practic după lobul urechii. Deci la ochiul stâng, acolo e da. secretul. Stâng, care da. e momentul și în important. care, deci tu ai, te pregătești să tragi, obturatorul da. acela stă în poziție normală ca să poți să vezi, când e momentul în care îl cobori? Când chiar... fac încălzire, de exemplu, când fac încălzire și mă uit doar cu acest ochi la aparatele de ochire. Da. Și în timp ce trag. Cum este după probă, după ce concurezi, să spune și uh, îți folosești ochiul foarte mult, obosește, mă gândesc, că ai nevoie de ceva timp să-ți reglezi din nou vederea, nu? Da, exact, pentru că acest ochi fiind obturat, distanța este foarte mică, iar acesta vede în capătul mâinii. Deci distanța de focalizare da, efectivă da, da, da. între cei doi ochi se durează puțin înseamnă. Eu cam o întrebare tehnică, poate să pară ciudată, dar chiar sunt foarte curios. Pentru că tu porți, am văzut, sunt tu porți ochelari de vedere, da, de nu i vedere, așa? Da. Deci pentru acei ochelari care sunt special pentru concurs, pentru ochiul cu care tu te uiți către țintă, da. se poate adapta și o dioptrie, de da, exemplu? Uitați, de, deci aceasta este, este o lentilă de, okay. de ochelari, asta este sticlă iar acest de nu doar un... că ți focalizează imaginea, se poate pune efectiv și o dioptrie da, de distanță ca să poți să vezi bine. Vezi, Ce interesant. Exact. Citeam că în declarațiile pe care le-ai le, -i, le -i mai făcut de-a lungul timpului și de altfel și pe site-ul Federației Române de Tiri Sportiv și mai multe surse, faptul că pistolul pe care tu îl folosești, pistolul tău de concurs, valorează undeva la peste 3000 de euro. Da. Perechea aceasta de ochelari unde se situează raportul la preț. Deci, acești ochelari, cum sunt acum, sunt în jur de 800 de euro. Ei se cumpără doar cu rama, rama fiind rama ochelarilor, obturatorul și... Deci aceste... fără dioptrie calculată, fără da, pur și simplu... E, aia, aia, la e, care... în funcție de fiecare da. trăgător da, în mai parte. Dar niște accesorii, da, poți să-ți spui... filtre. A, filtrul, iată. A, -a, -a da. nu Uite, deci este un... A, să pe cameră, e un filtru, o, pare așa de laborator, de ce, are, de ce este galben? Ce Să anuleze din intensitatea unor culori? Da, deci dacă afară este sau poligoanele de fapt, poligoanele sunt mai închise Lumina nu da, este la fel da, de bună da, diferă da. În, da, da. în funcție de, de poligon Mai cenușiu, da, da, da în Și ți le, ți le schimbi în funcție de, de da, context. Da, vă pot arăta, se poate pune nu este... Da. și acesta este un iris. Dar cel mai des o folosești pe cea care acum acum montată da. Toate concursurile sunt în interior? Da la aer deci nu te da. poate uh, afecta, să spunem, soarele sau... Nu, nici vântul. În schimb, la liber Dar sunt poligone deschise. Ți s-a întâmplat vreodată, într-o competiție de-a lungul timpului, la nivel mai înalt sau la nivel mai puțin uh, dezvoltat, să spunem, să te deranjeze foarte tare lumina din încăperea respectivă, astfel încât să-ți influențeze prestația? Uh, da, am fost în Osijek în Croația, și acel poligon avea, cum aveți aici în birou, lumina bătând de sus, Uh, și reflexia Nu-i aveam pe aceștia Reflexia practic îți distorsionează puțin Aparatele de ochire Bă, nu, Dar... că toți sportivii au spus lucrul ăsta și au făcut aia ceva Adică nu s-a mers așa uh, da. nu, nu cred că ai fost în, tu nu, singur nu, în această nu, nu, situație nu. Dar se pot pune șepci deci ca să ți ca să -ți acopere da, lumina. Da. Pentru că uite Răzvan, cred că și s-a întâmplat și ție Să ai să momente în care da, am pus. da, mondial n-am fost Dar așa că am pus, <laughs> am pus da. să știi Să te uiți, uh, pentru câteva secunde chiar Într-un într bec sau oh, uh, La lumină aia, 4 Și ore. să nu mai poți să, da, da, uh, da. să vezi foarte cu așa La campionatele mondiale De anul acesta ai, uh, Exact cum spuneam, ai obținut mai multe medalii Una și uh, la nivel colectiv Alături de, de colegul tău de la, de la, de la CS dinamo, da. de Daniel Ferraro da. pe care îl salutăm. Exact, îl salutăm și îl felicităm cu, cu această ocazie. Cum, cum este să, să practice acest sport în echipă? Care sunt elementele specifice, să spunem? Păi, ca orice sport de echipă. Tirul este în principal un sport individual dar la echipă, practic, te bazezi și pe echipă. Adică dacă tu tragi un foc mai prost, să zic eu trag noar, el poate să tragă de car și se, se echilibrează. Se balancează, Aveți da. voie să comunicați în timpul concursului? Nu. Voi doi? Nu, 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 nu. Și nu. trageți trage pe rând sau amândoi? Nu, știu nu, cum... este probă normală, doar că sunt alte, se trag mai, puțin, mai puține focuri. Eu, noi, în or, la individual, trag 60 de focuri, la echipe sunt în stagii, practic. În ce uh, secvență să se trag cele 60 de focuri? Câte și că nu le tragi toate 60 odată? Adică, dar nici unul câte unul? Câte, câte 5 sau cum? Nu, câte unul. Câte deci unu. se câte o alică. Ideea este că trebuie să tragi într-o oră și un sfert. Într-o oră și un sfert? Într-o oră și un sfert, da. Deci poți să le tragi și în 10 minute dacă, se poate, dacă reușești așa ceva. Da, dar este nu foarte indicat. complicat, Exact, nu? da. Deci... E bine oarecum să fii mai precaut, având în vedere că ai atât de mult timp la dispoziție să nu te grăbești? Sau dacă ești priceput, le ai uh, ai plecat acasă. De obicei este minutul și alica. Cam așa okay. se... Pentru că mai faci și pauză între focuri, nu, le, nu ridici mâna dată într-una. Mai faci și pauză, mai poți să stai pe scaun, deci poți să faci mai multe chestii. Și în cazul tău, cum gestionezi acest timp? Care este media de uh, finalizare a loviturilor? A eu de obicei termin de în 50 de minute aproximativ. Uh -huh. Nu am problemă cu timpul cunosc, am colegi care intră câteodată în criză de timp, deci practic o iau de la început mai greu, distanțe mai mult, da, distanțe focuri. Se, se, poate întâmpla unui profesionist, s-a întâmplat să nu calculeze bine timpul și să n-apuce să tragă toate focurile? Din știu eu, nu. Nu cine prea ajunge adică acolo de obicei. Ai 60 de focuri, da. Într-o oră și un sfert, deci da. ai o marjă deci, de eroare e, de 15 de minute, minute da, în care da, da. poți Practic, să recuperezi da. dacă mm -hmm. l ai uitat să exact, să da. tragi. Uh, și interesant de precizat este că medalia aceasta, medaliile de argint pe care tu și Daniel Ferraro le-ați obținut, uh, au venit într-un context uh, foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat cu câștigătorul, pentru că ați fost la 10 puncte distanță de India care da. a luat medalia de aur. Cum, uh, cum i-ați simțit pe indieni de acolo de aproape? Europe. Sunt atât de atât de buni? Uh, da, ei sunt uh, Adică cei sunt, mai buni din lume, putem să spunem? sau, deci Sunt și mai mulți sunt un pic de tânui, Am Indienii, pic. chinezii, coreenii Sunt de top, ca să spun așa Deci ei și alte tactici de antrenament Și alt timp, pregătire Ideea este cu Daniel Că el nu a fost rulat prin concursuri Deci pentru el, practic El a fost adus din naționalele interne De la București Unde este altă atmosferă a atras doar înainte să vină la Mondial în a avut doar europene, campionate europene în ior, în Ungaria. Iar pentru el a fost o presiune enormă, adică eu îl înțeleg. Nu te poți adapta cu emoțiile și cu, chiar Evident. dacă este același lucru. Este același vorba țintă... de experiența pe care da, exact. nu o ai la nivel exact. internațional, exact. comparativ cu uh, situația ta, pentru că, recunosc, m-am uitat și am văzut competiție la care ai participat. Sper să nu greșesc dacă am calculat bine până acum. Ai șapte medalii în acest uh, an. Ai trei la uh, Lima, în Peru, la Ghior, două, la uh, Tallinn, una. Da. Și, nu, șase sunt, nu? Tallinn a fost anul trecut. Tallinn a și fost anul trecut, interesant. Da? Am văzut 2024 locul cu 2 medalii Mario? de argint. Știi sunt tu, multe medalii, are atâtea medalii, că știm noi mai bine da, câte da, are pentru că le-a pierdut numai. Întrebare, că vorbesc despre, despre indieni. Uh, majoritatea participanților au concurat la toate probele, deci și pe echipe și individual, sau sunt unii care sunt doar specializați pe echipe sau pe individual? Uh. De obicei se încearcă participarea la mai multe probe pentru că ai mai multe șanse. Dar dacă reușești să te focusezi doar pe o probă, să tragi, adică să-ți dispui tot timpul pe antrenamente pentru proba respectivă, e, și șanse să iei o acolo, da. da. Dar de obicei probele se leagă între ele. Uh -huh. e, 10 metri cu 50 cu 25. Tu ai început, leagă. spuneai că ai început la vârsta de de 8 ani, de 8 ani să practici da. acest sport și tatăl tău a fost cel care ți-a insuflat această da. pasiune pentru pentru pistol, la pistol cu aer tir. comprimat, el fiind campion național, balcanic și european da. la la tir uh, sportiv. Cum uh, a fost pentru tine în primii ani, dacă îți mai aduci aminte, după ce ai descoperit acest uh, sport? Cât de intens te pregăteai, cum au fost primele concursuri la care ai participat? Uh, eu am început cum încep toți începătorii să, Pe stativ Deci pistol, mâna nu o ții în aer Pur și simplu se, ține, se pune pe un stativ Pentru a Vedea cum este Cum este de început Bine practic, și pentru aia. un copil greutatea e mare este, da, Nu da, poți exact, să da, folosești pistolul în miniatură tot da. și... Exact Vorba noi de, can de cantitatea De bă, greutatea pistolul înainte de emisiune undeva la... 980 de grame Da, da, deci este, este variază, mult da. pentru Este foarte mult pentru, un, pentru cei care au tras, nu știu, s-a întâmplat să tragă cu pistolul Eu am avut această... S-a întâmplat, întâmplat să tragă cu pistolul, dar, nu, nu niciodată nu, S-a întâmplat, <laughs> pentru că e mai complicat să ajungi să tragi cu un pistol cu o pușcă poți să ajungi și în pușca și cu aia da. cu Alice și așa mai departe. Nu știu. De și de distracție. Pentru cei astfel. care au făcut armata, majoritatea au tras cu Kalashnikov, uh, cu akm -ul. Cu pistolul mai mai greu e să ajungi să tragi. Este mult mai confortabil pentru tine să tragi cu o armă pe care o susții cu ambele mâini da, în, decât, una cu, decât pistolul un kilogram. Chiar și pentru un adult e greu. Primele câteva secunde nu e greu. După care începe să să uh, îți, apente, că, îți și obosește simplu, și română. începe să deci trebuie da. să fii foarte cerebral cu momentele de relaxare ale mușchilor, pentru că mai ales că în condiții în care e o oră, în care tot încarci la pistolul ăla, pui, te întrerupi, da. nu exact. tragi foc după foc și e complicat de ce... e și un șah, pare. Da, e deci... o strategie la, la mijloc. Revenind, spuneai de, de primii ani, cum... Uh... Cum au fost uh, concursurile inițiale din uh, carieră? Din uh, câte mi-aduc aminte, la primul concurs al meu am tras uh, 502? Deci, Ceea ce nu e, e rău, cred. La primul tău concurs ai tras 502 primul. din 600? Da. Deci, era stai, făcut, pentru cum asta spune că nu e chiar. Bine, nu, 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 mi, da, se, da, pare da, mult. Nu, mi, -mi se pare mult. mi că era făcut pe da, da evident. Da, da. Adică, normal că alge campion mondial, adică tu la primul tău concurs ai tras 502 din 600. Da. În termenii sportului tău, e bine sau. Uh, pentru primul e, concurs? Pentru primul concurs. Deci, nu deci, nu te-ai cu ochii campionului mondial. Da, da, da. <laughs> este bine, da, normal. Și, este și la categoria, sunt categorii la noi: junior 3, junior 2, 1, tineret și seniori eu am tras la junior 3, adică copii practic Cei mai copii. mici da, cei... exact. Da. Da. Și ulterior Ți-a ți plăcut foarte mult acest sport da, am Chiar declarai să... că te-ai concentrat exclusiv pe, pe pistol cu aer comprimat Ai exclus din start Alte sporturi, chiar dacă ai mai cochetat Puțin cu unele dintre ele Și uite că ai reușit să, să atingi Cel mai înalt uh, nivel Ce ți-a plăcut cel mai mult atunci când ai început Acest sport și te-a Determinat să continui? În afară de faptul că făcea și tata da, și asta contează. Și ai foarte crescut într-o da, da, casă da. plină, mă gândesc de echipamente și mm -hmm, arme. Da. Uh, Mi-a plăcut să uh, pistoale și armele în general. Uh, de aceea, mă, când eram mic, îmi plăceau armele și de aceea, practic, m-am apucat de acest sport. Adică, am zis, că hai să-i dau o încercare. Eu nu practicasem niciun sport înainte, nu mă atrăgea nimic în mod special. Pentru că mi se preau toate practicate în masă. N-ai făcut fotbal fiind nu, băiat? Nu, nu, N-ai făcut tenis fiind băiat? N-ai făcut basket nu. fiind destul de înalt? Nu. nu. <laughs> da, deci la primul contact cu, un sport, dar ai să să relație... o șansă, da, și am început. Excelent. Da. Uh, Luca, eu mi-am când eram de vârsta lui Mario. <laughs> Acum vreo... Două, trei luni. <laughs> da, marțea trecută. Marțea trecută. Da, așa. Uh, câștigase Corneliu Ion medalia de aur la Olimpiadă, la pistolă viteză, și pe atunci, așa era cel puțin în vremea aceea, de câte ori apărea cât un campion mondial, nu vorbesc de cei, nu știu, Pațaichi, Nadia Comăneci uh, și așa cei mai departe. consacrați. Da. Uh, existau o să spun așa, știu, o emulație, adică toți vreau să fie, și mai ales când era vorba de arme, deci Corneliu Ion, la vremea respectivă, toți băieții pe care îi știu vreau să fie, în primul să aibă pistolul personal, normal, doar vezi la televizor în, Ulzana căpetenia pașilor, și evident să fie campion mondial. Problema era că toată lumea voia, dar nu prea aveai unde. Acum, teoretic, posibilitățile de a practica un sportieru, teoretic, sunt mai multe. Așa este. Lăsăm de bani. Dar nu mai știu dacă mai există acel tip de emulație, adică faptul că, uite, Luca devine campion mondial pentru această țară. Mai creează ca la acea comedă, acea coadă strălucitoare. De care vor să agățe copiii care ascultă acum, poate și au și ei 8 ani? Mai există? Desigur, acum depinde și de ce vor părinții, adică unde îi duc. La noi, într-adevăr, nu este tirul nu este la fel de mediatizat nici pe departe cum este fotbalul sau sporturile clasice. Rămâi la fotbal. Depinde. Exact, da. <ră> Rămâi la fotbal. Noi nu prea avem începători de vârsta mea, adică eu am fost. Cel puțin la la nici la Arad, De obicei, pe la 12 ani, ceva de genul vin sau de mici. Se recrutează de prin școli, se merge la școală să le arată, demonstreze dacă vor ce se face la tir. Nu există se... scoutări care acum, care înainte era așa la cam la toate sportele, <coughs> după care au dispărut. Da, Mai există da, la da, tir da, care. Da. Ok. Da, deci se Încercă să în recruteze școli. oameni care își pot da, crea dacă o pasiune vor, pentru da, acest sport da, Dacă se vrea, se poate veni la poligon să luagă contactul cu antrenorii Și se vrea? Nu știu, unul știu, unu din 50 Dar Care e Măcar? gradul de interes acum în România Ia. pentru pistol cu aer comprimat, de exemplu? De unul, cam 2-3 din 10 vin Vin. vin, da, vin de, depinde doar că se lasă, pentru că. Asta vreau să spun scum, cât cât de constanți sunt. Da, în este un sport, sport. Pentru un copil este un sport monoton, adică nu. Să tragi cu pistolul? Acțiune. Pentru un copil băiat? <laughs> Niciodată. Poate <laughs> să devine <laughs> la un moment, da, pentru că în cazul monoton tău este și static. Exact. Totul. exact nu exact, nu da. este pistol în viteză care nu, poate da, mai nu, dinamizează acțiunea. Din, nu este dinamica și da. fotbalul, basketul, așa este zilnic aceeași lucru se întâmplă. Mergi la antrenament, tragi, și încerci să perfecționezi și-a spus antrenorul? Sau, în cazul asta, da, să perfecționezi și-a spus antrenorul? Mie mi se pare că acest sport uh, solicită din partea practicanților uh, uh, foarte mult echilibru uh, personal și psihic și fizic, uh -huh. uh, strategie bună pe care să-ți-o să crezi și precizie, bineînțeles, dar și liniștea aceea interioară. Adică uh, nu cred că toată lumea ar putea să practice acest sport. Și, răzvan, mie mi se pare că Luca. Ca om, vorbim așa de este. omul, Luca, așa este. De când, a, de când a intrat am văzut lucrul acesta, e, e, e o calitate, nu știu dacă ți-o ți -o cultivi, te naști cu ea, să poți să găsești acel moment în care te izolezi complet da. de lumea, tot ce mediul înconjurător, ceea ce înseamnă orice zgomot, orice. Și tu ești acolo cu sportul tău, cu competiția ta, cu medalia de aur pe care iată, așa o, o poți câștiga. Așa se întâmplă, deci se face, restul lumii dispare. Da, deci ideal așa ar fi să te concentrezi, să fii doar tu, pistolul și ținta, pentru a nu interveni, adică trebuie să te concentrezi foarte bine și să reușești în primul rând să te concentrezi toate, toate cele 60 de focuri tu Cred cum că reușești să ți eu, dar am văzut că și tu ai deci da, de da, cum da am venit a... asta de când l-am întâlnit. Așa e. Tu cum reușești să îți îți, îți îți liniștești, să spunem gândurile, să obții această concentrare? Ai ceva pe care îl faci de fiecare dată la competiții înainte să să lovești la țintă? Sau uh, e o procedură, poate sau fiecare uh, costă Este mai mult top. O, ca și o procedură. Adică ce-ți pui în minte atunci în momentul uh, tu știi imaginea perfectă, execuția corectă, iar focul, de, uh, rezultatul pe țintă este practic uh, răspunsul la execuția ta. Ce frumos! Da. E bine că poți să gândești așa și că poți aplica da. și asta, pentru că poate sunt alți sportivi din uh, disciplina ta care în teorie vor așa ceva, dar uh, îi, trădează, că, da. îi trădează mișcarea mâinii și atunci nu mai uh, ce face. Vorbeam noi mai devreme despre prețurile echipamentelor, da. pistolul, ochelarii uh, și aș vrea să te întreb uh, cum se raportează Federația Română de Tir Sportiv în legătură cu disciplina ta, pentru că am avut și noi aici uh, invitați din diverse discipline, care ne spuneau că unele cheltuieli erau făcute din buzunarele lor proprii tu și ești diplomat aici, federația a nu, a nu, a nu investea mare deloc. Mare diplomație, da, apropo nu, de uh, să Har și cum, cum te am uh, observat la în afirmație sale că există o uh, diplomație nativă. Eu nu s o folosesc, bineînțeles, <laughs> nu cred că o am sau dacă am avut am eliminat-o, uh, pentru că... Uh, s-au făcut cheltuieli nu, nu uh, doar în câteva rânduri, ci sunt foarte multe federații care uh, sunt federații uh, ale unor sporturi, vorba ta, din păcate nu atât de vizibile, care iau la propriu, că ăsta e cuvântul limba română, vin cu o cârcă de medalii, da, da. iar investiția nu că nu ar dori federația să o facă, ci atunci când se distribuie banii din bugetul la scară înaltă, Majoritatea banilor se duc către anumite zone, exact. Fotbal, doar anumite discipline, tenis, da. câteva da. care să spunem așa sunt mai cunoscute. Cel mai sunt... recent exemplu este notul, unde, iată, venim cu da. două medalii de la olimpiadă și nu există există un singur bazin olimpic da, exact. în, sau când ce în tu, dacă ți minte cu patinajul. Cu patinajul. Deci un, exact. cum să spunem, sunt cu federații care exact despre, nu despre patinaj nimic. sunt dizolvate pur și simplu da. și nu, nu există. În, în cazul tirului sportiv cum stau lucrurile? Au posibilitatea asta sau e greu? apos federația are posibilitatea ideea este că federația sponsorizează adică plătește la sportul nostru cel puțin în România nu se plătește nu sportivul plătește Federația și clubul plătește sport, deplasările și Important, și, și da, toate cheltuierile Toate cheltuielile la da, suportă cazare, masă, tot Asta, transport. asta voiam să ating pentru că de-a lungul timpului ai mai declarat că ești mulțumit de oarecum de uh, procentul prin care Federația vine în sprijinul sportivilor în cazul uh, pistolului cu aer comprimat și voiam să văd dacă readuci aceleași afirmații în, uh, în, da. în discuție. Deci ai la rămas Federația aceeași încearcă, da, pe cât posibil să ne trimită la concursuri, nu reușește neapărat tot timpul, adică noi avem pe an, să spun, cam un campionat european și unul mondial și atunci nu prea poți, nu există concursuri mai mici e, internaționale de pregătire și atunci nu prea poți să fii rulat în concursul, să te obișnuiești cu atmosfera de afară, de trăgători străini. Nu prea a reușit. Și atunci mai există anumite concursuri în care să mergem pe banii noștri. L-am văzut cu toții la ediția de anul acesta de la Jocurile Olimpice pe celebrul turc care a devenit cunoscut pentru modalitatea sa de, de tragere la ținte. Și erau unele ziare din România care scriau și despre tine că practici același lucru, că îl tragi cu mâna în buzunar. Este adevărat? Da, sunt unele momente în care faci asta? Trag doar cu mâna a, în buzunar, mâna deci în buzunar. nu este. Mâna se poate ține oriunde. <laughs> mâna dreaptă sau mâna cu care o tragi, mâna stângă în cazul lui. Puțin de Bruce Willis, așa de... Da, nu, Este și mai periculos cât îți imaginezi că ține mâna în buzunar și are o lejeritate în execuție extraordinară. nu, nu de Bruce Willis, că Bruce Willis în Die hard respective era și el tensionat, avea emoții, nu? De Clint de Clint adică liniștit, așa, bă, nu contează cât sunt, aia sunt ținte Exact, exact. Sunt, sunt ținte care vor fi doborâte pe rând, indiferent de ce spun ele acolo. Cam așa. Da, ideea Știu. este că să fie o poziție comodă. Luca, vreau să întreb să, să încheie misiunea, vreau să da. întreb că am vorbit despre uh, trecut și despre prezent. Uh, pentru viitor, uh, țin cont că aici este o problemă statistică, am auzit de foarte multe ori uh, aceste vorbe venite din partea unor campioni mondiali. Da este cea mai înaltă ștachetă. Nu există campion deocamdată interplanetar sau galactic. Probabil că la un moment dat o să existe, dar a, a, acum e cel mai bun din lume. Există dublu Ma... campion mondial. Da, dar de fapt a doua oară, și au spus foarte mulți a doua oară, de fapt tu uh, reeditezi un lucru pe care l-ai făcut. Corect. Îl știi deja. Ret, retrăiește emoțiile, cum se spune. Dar nu mai e premiera aceea absolută. Adică, Ți se poate întâmpla, nu știu, să scadă ai obținut punctaj, record la punctaj Campion mondial care Vice campion european Da Eu aș vrea la Olimpiadă în 2028 la Los Angeles Corect Au fost și calificările pentru jocurile olimpice în acest an la, la Rio, nu? În 2024 ai obținut locul 43 Acolo. Da. Când urmează seria, când este următoarea serie de, de calificări pentru un Momentan tead? nu se știe pentru că Federația Internațională ISSF-ul vrea să da, plănuiește să facă niște schimbări pentru la anul, deci încă nu se cunoaște exact. Stai e schimbări din punct de vedere al numărului sportivilor sau al disciplinei în nu, sine, al concursurilor unde se pot obține locuri cotă uh -huh. și anumite schimbări în probe. Da. Nu sunt și nu atunci știu, trebuie exact. să se aștepte da, o nouă, la o an, nouă structură și hotărârea. după aceea se, se decide. Pe final de emisiune vreau să le spun ascultătorilor că tu ești și student la Academia de Studii Economice din, din Capitală finanțe și Bănci da. Studiezi și ai vrea să devii broker? Da, eu aș vrea să devin broker la Bursa de Valori. Îmi place ideea, îmi place modalitatea de lucru. Se leagă și asta cu Broker Target's? Da. exact, exact. Dar acum Brof vedem. Every drink? Da. Acum vedem cum iese, cum merge cu tirul, pentru că și la Dinamo există Dinamo și Steaua, cluburile militare și ale poliției există posibilitatea angajării cu grad militar și mai Okay. Și văd intrând în birou cu mâna în buzunar și cu pistolul la spate Am, am fost până la campionatul mondial Mă no, no. pe pe pun acum pe, pe treabă care nu. Apropo al și, da, și, da, 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 și Da, Cu mâna în buzunar Oricum n-am spus Deși se subînțelege din atitudine Cred, dar ca să fim siguri și Mario și eu Spunem încă o dată felicitări și bravo Pentru Mulțumesc. că tu ai făcut, e adevărat pentru tine Un sport individual dar, în același timp, orice medalie de aur, orice, cam, orice campion mondial, este un campion mondial și pentru exact. țara și, respectivă. Și trebuie evidențiați, aplaudați da. și admirați în, în continuare. Tu tragi în sinte, noi am tras în tine cu întrebări. Astăzi, mulțumim pentru, pentru prezență, Luca. Și Mult succes. Spune-ne rapid ce obiectiv, care e cel mai mare vis al tău? Să câștig Olimpiada. Așa să rămână. Așa să rămână. <laughs> Mulțumim frumos, Luca, Mulțumim pentru show, prezență. Pentru uh, Răzvan, mâine, clasic, o pronostic repede? 3-3. 3-3? Vezi alte goluri? Da. Hai să, hai să, să Nu fie știu, așa. Mi se pare că sunt puse pe marcat. Așa este. Am în două. Rafinha Vinicius să fie show, oare? Da. Deci așa am impresia că sunt... Nu, nu le mai interesează, parcă nici Madridul nu mai... contează. Da, da, eu da. credeam că pierd. <laughs> Ce să piardă? Întorc orice rezultat. La fel, Barcelona are, impresia că recuperează Știi, știi, Toți parcă nu -au, au mâncat bomboane când au fost mici Așa e. și acum au scăpat în cofetărie Așa uh, e. și recuperează, adică ceea ce pentru noi, spectatorii, este uh, este Și fabulos. eu văd spectaculos. Luca, Real sau Barça? Nu mă problem, nu sunt expert la fotbal, nu mă pot Nu, pe care, pe care o preferi? Real uh... Madrid sau Barcelona? Real? Să spun. Real. Bun. Data viitoare cu Răzvan. Uh, mulțumim pentru <laughs> glumesc. Mulțumim <laughs> pentru prezență Luca. Mult succes în continuare și, și numai bine. Bucurește FM Aici e capitala!